Cimitirul central din municipiul Târgoviște este sub ape. Ploile căzute în ultimele zile și topirea zăpezii au transformat cimitirul central în sute de băltoace sub care zac mormintele celor trecuți în lumea de dincolo. Deși problema este veche în municipiul Târgoviște, nimeni nu s-a plecat asupra ei pentru a găsi un sistem de drenaj al apei, astfel încât aceasta să nu mai băltească și să creeze adevărate lacuri. Dar până la sistemul de drenaj, considerat a fi costisitor în vremuri de criză, mult mai ușor de realizat de către autoritățile locale, care au cocoșat pe târgovișteni cu impozitele și taxele percepute, ar fi aducerea câtorva basculante de pietriș, că slavă Domnului are balta balastiere, cu care să se pietruiască aleile de pământ. Nu de alta, dar târgoviștenii care merg la mormintele celor dragi pentru a le aprinde o candelă și a le aduce o floare, trebuie să se echipeze cu cizme de cauciuc, altfel riscând să rămână înnămoliți. Dacă pe urmașii celor trecuți în lumea umbrelor actualii edilii cocoșează cu biruri tot mai greu de suportat, ar fi de datoria celor din urmă să mai investească ceva în cimitirele orașului, unde până la urmă vom ajunge cu toții. Tunsul ierbii și adunatul gunoaielor din când în când sunt prea puține lucruri care se fac în memoria celor care nu mai sunt printre noi. Nu-i așa, domnule primar?